Irinel i-a mai dat o palmă Monicăi, nu o lasă să mai intre la Izvorani. Soția miliardarului nu a reușit să treacă de poartă nici măcar după ce a sunat la 112. Monica nu s-a lăsat însă mai prejos, a depus imediat o plângere la poliție. Doamna Columbeanu a sesizat prin sistemul 112 faptul că nu este permis accesul în locuința din localitatea Izvoran, județul Ilfov. Sarea în fața porții? Da, era în fața locuinței domnului Columbeanu. Până de curând și casa ei. Angajații spuneau stăpâna de la Izvorani. Marseară, doamna Columbeanu a venit cu o prietenă să-și mai ia din lucruri. A găsit poarta închisă și un agent de pază care, politicos de altfel, le-a explicat că are ordine clare. Atunci a chemat Monica polițiștii. Au ajuns acolo și au invitat-o pe doamna Columbeanu să depună o sesizare la postul de poliție Ciolpani. În prezența unui avocat, doamna Columbeanu a depus o plângere. Plângerea nu ajută prea mult. Cel mult episodul neplăcut de aseară poate fi speculat de avocatul ei la divorț. Legal însă nu-i poate face nimic lui Irinel. Ea a fost cea care a părăsit domiciliul conjugal, iar odată cu asta și-a pierdut și unele drepturi. Poate intra la Izvoran să-și viziteze copilul, dar asta doar cu acordul soțului. Instanța nu a stabilit încă un program de vizite pe care Irinel să-l fi încălcat. Deși cu siguranță are multe pe inimă, Monica nu se avântă în declarații. În schimb, se ceartă cu avocații. Ieri a renunțat și la al doilea apărător. A angajat un altul care preia acum dosarul de la zero. Până la divorț mai sunt câteva zile. Astăzi echipa de psihologi de la Protecția Copilului va ajunge la Izvorani. Trebuie să vorbească din nou cu Irina.